Michele a reușit surpriza pentru Paul și Roxana. S-au ocupat și au reușit destul de repede să organizeze totul. E foarte haios că în timp ce așteptau să se facă 12 noaptea să coboare Paul și Roxana, s-a desfăcut dubul la șampanie în mâna lui George și toți s-au speriat. Îmi dau seama că trebuie să fie liniște, să n-audă Roxana nimic. Toți se speriase aproape că nu știe ce să facă George cu șampanie respectivă. Dar mi-a plăcut că fiecare și-au rupt din timpul lor și s-au ocupat special pentru această surpriză, ca Roxana, pentru că e o surpriză organizată de Paul, să fie cât mai surprinsă și să se bucure, să fie fericită. Chiar mi-a plăcut foarte mult și reacția ei. Este a doua oară când Paul o surprinde și atunci când au făcut o lună a surprins-o și era extrem de încântată. Asta e a doua oară când o surprinde și chiar reușește să o facă. Îmi plac foarte tare surprizele acestea făcute așa pe repede înainte, care nu implică foarte multe fanfăuri și sunt doar din suflet. Și dacă stați să vă gândiți, Paul nu a contribuit cu nimic, că băieții au făcut totul. Și fetele, au ajutat și fetele, au fost și Deni, și Ada, și Gabriela, chiar au fost extrem de implicate în această surpriză și au făcut cu drag, se vedea că s-au și distrat pentru că râdeau unii de ceilalți. Dar mă bucur foarte tare pentru ei. La mulți ani, Paul și Roxana, sper să fie pentru o viață întreagă, să vă bucurați împreună de realizări, de reușite, să aveți mereu doar lacrimi de fericire și zâmbetele să vă cuprinde fața întotdeauna. La mulți ani, sănătoși și fericiți! O să aveți și o excursie cât de curând. Și atunci, cu siguranță, lucrurile se vor defini așa și în relația voastră. La mulți ani!